Deși este una dintre cele mai dăunătoare adicții, un om din cinci fumează. Iată trei motive pentru care este atât de greu să te lași de fumat. Nicotina activează eliberarea de dopamină în creier, ceea ce înseamnă că ne oferă multă plăcere. Fumatul este cel mai eficient mod de a livra nicotină organismului, nicotina ajungând în 6-10 secunde în creier. Acesta are receptori specifici pentru nicotină, receptori ce se află în zona în care își are originea eliberarea de dopamină. Dopamina sau hormonul plăcerii se eliberează în organism după ce facem activități care ne fac plăcere, evident, mâncatul, băutul, activități sportive sau sex. Însă, adicția este mult mai crescută față de fumat pentru că nicotina ajută la eliberarea unei cantități mai mari de dopamină decât activitățile enumerate mai sus. Dacă activitatea ne face plăcere, Vrem să o repetăm. Nicotina și medicamentele care creează dependență accesează mecanismul normal de învățare care se asigură că activitățile plăcute sau pline de satisfacție sunt repetate. Mai mult, acest mecanism funcționează în afara sferei noastre conștiente, creând un impuls puternic de a fuma fără să ne dăm seama. Fumătorii sunt dependenți nu doar de nicotină, ci și de activitatea în sine de a fuma. Un studiu a arătat foarte clar că cei care sunt dependenți de nicotină preferă să fumeze și nu să-și administreze plasturi sau alte dispozitive care ar livra nicotină creierului. Fumătorii declară că se bucură de componentele senzoriale și tactile ale fumatului, inclusiv activitatea ducerii mâinii la gură, gustul, mirosul și senzațiile pe care le simt când trag din țigară și inhalează fumul. Toate aceste mici componente devin vin întăritori secundari ai fumatului. Sunt Bianca Poptean și aceasta a fost pastila de psiho din această săptămână.